Abre nu iese decisiv la această minge, un șut puternic internațional de tineret al României este cel care va repune mingea în teren. Încă o dată șutul lui Popa, deloc rău. Un șut i-a purtat noroc formației lui Daniel Oprița, Steaua, vă spuneam, cu 3 victorii la rând pe teren propriu. Adi Popa, șut deviat și va fi corner pentru Steaua. Se însuflețește tribuna. Pătrunderea în viteza lui Popa, din nou șut cu piciorul stânga. S-a dat jos adversarul Cisotti, șutează din prima și o foarte puternică. Dacă vin în careu, Iabre și Asinovic, este pericol la poarta Stelei. Superliga vă este oferită de Superbet. Iată-l pe Asinovic, în marginea careului mic, la bara a doua, ocazie mare, Cârjan. Nu reușește să găsească până la urmă cadrul porții lui dintru. Cât de bine a apărut George Cârjan și a reluat cu capul după ce apărarea echipei lui, o poartă intactă. Distaua și Nitul Oțelul nu au marcat, chiar dacă au fost destule ocazii în prima repriză. Un șut cu pământul, Ciunciucov, gol! Ciunciucov, foarte oportunist, introduce mingea în poartă. Vom vedea la această reluare cu ce parte a corpului, cu genunchiul drept, pare că a lovit ultima oară Ciunciucov. Da, din cădere. Ciunciucovul stânga, Panait, desface bine Oțelul această acțiune de atac. Berișa centrează și ocazie uriașă. Bocașvili în minutul 90 plus 3. Foarte aproape să aducă un punct pentru Eganu aici în Ghencea în această seară. Evgen Bocașvili în poziție regulamentară în care se afla atacantul ucrainean, care reia din cădere.